Milioane de euro pentru proiecte de care s-a ales praful. Trotuarul rulant dintre Gara de Nord și Gara Basarab a fost lăsat în paragină. La o aruncătură de băț, altă investiție de milioane, aceeași situație. În stația de tramvai de pe podul Basarab, lifturile și scările rulante nu funcționează de aproape jumătate de an, deși autoritățile anunțaseră că aceasta va fi una dintre cele mai moderne stații din capitală. Pasajul Basarab a fost inaugurat în 2011. Primăria a anunțat atunci, cu surle și trâmbițe, că bucureștenii vor avea una dintre cele mai moderne stații de tramvai, iar pentru asta nu s-au dat înlături de la nicio cheltuială. Milioane de euro au fost investiți. 5 ani mai târziu, stația de tramvai Pasajul Basarab este lăsată în paragină. Lifturile și scările rulante care fac legătura între peronul stației și mijloacele de transport în comun nu mai funcționează de aproape jumătate de an, însă nimeni nu ia nicio măsură. Așa se face că, vor nu vor, cei aproximativ 90.000 de călători care trec zilnic pe acolo trebuie să urce 10 de trepte. S-a închis liftul. Și liftul, și scările, și mă doare un picior, dar nu mai pot. Este o mizerie de nedescris, lifturile nu merg, scările, uitați asta, dacă merge stânga-dreapta, de să urci pe scări cu bagaje cu astea. Cum urcați cu plată? Foarte greu, că dacă vă dați seama, kilograme, care, dar de nu se poate un lift să nu meargă o scară, cât am mai pasaj. Nu este făcut cu cap. Este făcut pe hârtie. Vinovat este în primul rând arhitectul, că a autorizat terminarea pasajului. Nu este prima dată când vin și mi-au copilul în brațe ca să-l urc să traversez pasajul. La o aruncătură de băți, o altă investiție de milioane de euro, trotuarul rulant dintre Gara Basarab și Gara de Nord. Inaugurat în urmă cu 3 ani, a costat aproximativ 3 milioane de euro și ar fi trebuit să transporte 6.000 de persoane pe oră pe un singur sens, numai că nu este funcțional. Este păcat că investim bani în ceva ce nu se utilizează și nu avem grijă de lucrurile în care investim.